derbiul Ilfovului, Voluntari Clinceni găsește echipa gazdă într-o situație dramatică. 12 jucători sunt infectați cu coronavirus și de asemenea 2 oameni din staff. Antrenorul Mihai Teja și doctorul echipei, ambii internați în spital. În aceste condiții, Ioan Andone, președintele clubului, a coborât pe bancă, iar echipa este în linii mari, aceeași care a pierdut în cupă 0-6 cu Gaz Metan Mediaș. Voluntariul este pe locul 10 cu 13 puncte, a câștigat însă o singură dată în ultimele 5 etape, a învins-o pe această arenă pe Iași cu 4-0. Pentru Clinceni este însă un moment foarte favorabil, iată-l pe Pașov, preluând în care o centrare în fața porții și este o ratare neverosimilă a tânărului Morar, care a mai ratat o asemenea ocazie și în partida de la Craiova. Greșeală de poziționare, nu știu dacă nu cumva a fost offside, cert este că steagul a rămas jos. Tânărul Morar nu reușește să ajungă cum trebuie la această minge și probabil că va fi schimbat cât de curând, cum s-a întâmplat și la Craiova. Centrarea n-arată rău, este un șut al lui Cebotaru în blocaj. Faza continuă cu Petrescu. Mingea dusă din nou la Cordea, în continuare au mulți oameni în careu și este gol! 1-0 pentru Clinceni. Bilali, nu știu dacă nu cumva a fost offside, nu-mi dau seama după această reluare. În orice caz, Cotolan ar fi trebuit să iasă, centrare înaltă, care aterizează pe 6 metri. Iese Morar. Încurajat în continuare, doar 16 ani, v-am spus, Morar clatină din cap a supărare, a avut a doua șansă imensă de a marca în Liga 1. Gazonul se prezintă excepțional, se face 2-0, marchează și Eugeniu Cebotaru, din nou din fază fixă, minutul 14. Clincenului cu CFR Cluj a marcat și cu Gaz Metan Mediaș și acum face 2-0, apărarea este foarte, foarte modestă. 0-2 și în mare măsură soarta partidei este deja clară, cu toate că ne aflăm doar în startul meciului. Îi pasează lui Anderson, care din preluare îl păcălește pe Pârvulescu. Cu Anderson, Stoica, fază frumoasă și penalti, penalti pentru Voluntari, e obținut de Stoica. Este foarte aproape Clinceniul să fie învins. Bine, faza nu e foarte clară. Față în față cu Vâlceanu. Gheorghe, fără emoții, 1-2. Minutul 25. Clinceniul s-a dovedit a fi superficial, după părerea mea. Eu nu văd faultul la această fază. Dar după părerea mea, Clinceniul s-a dovedit superficială, după ce a făcut 2-0, s-a relaxat și n-ar fi exclus ca acest lucru să o coste. Vom vedea. Din nou spre Stoica, intervine Iutrici, nu o face bine, dar Bilali respinge fantastic. Stoica se văicărește acolo. Se dă iarăși penalti. La semnalizarea tușierului, al doilea penalti pentru cei de la Voluntari. Nu, nici vorbă. Este o decizie halucinantă. Ăsta este cuvântul. O decizie halucinantă. Nu se poate da penalti la așa ceva. Achim față în față cu Vâlceanu, în același colț, este 2-2, minutul 33. Am dat eu cu Mihai. Aceasta este faza. Balon respins curat, priviți ce se întâmplă. Nu, eu nu pot să cred că se poate da un asemenea penalti. Proteste vehemente de pe banca Clincenului. Cebotaru pasă pentru Rusescu. Steagul rămâne jos și este gol marcat de Raul Rusescu. 3-2 pentru Academica din Clinceni, minutul 89. Raul Rusescu. Wow, este offside, după părerea mea. Cred că dacă am avea VAR, am observat că umărul lui Rusescu este mai aproape de poartă decât umărul lui Grădinaru. Probabil că este offside. Probabil că este offside. După părerea mea, este a doua greșeală majoră pe care o face Valentin Avram în acest meci. În prima repriză i-a cerut lui Călin să dea penalti la o fază la care nu a fost penalti, iar aici, cred eu, din câte văd pe această reluare,
nu-l semnalizează. Încearcă pasa filtrantă, iese pentru Borțoneanu, Costin, Gheorghen Careu, atenție la această fază, Ion Gheorghe! 3-3, fabulos, Ion Gheorghe egalează pentru Voluntari cu 10 secunde înainte de final. Uluitor, 3-3, fantastic! Uluitor! Excepțional golul marcat de Ion Gheorghe. Șut perfect la colțul lung. 3-3, unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale acestui sezon. Fabulos! Cine ar fi crezut că Voluntariul cu această echipă încropită va reuși? Cei de la Clinceni sunt căzuți pe gazon, Voluntariul obține un punct mare de la un meci care la un moment dat se putea chiar amâna, ținând cont de conjunctura cu acest focar de coronavirus de la echipa gazdă. 3-3.